Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am găsit în dimineața de Crăciun! Cred că zic bine dimineața de Crăciun, nu? Sper că ați fost suficient de cuminți și că meritați cadourile pe care le-ați primit. Fraților, ce facem astăzi? Ce facem astăzi? Stați așa să mă gândesc. Păi, în primul rând, cred că ne băgăm noi o țărică la diamantele pe care le avem și, de fapt, pe care nu le avem, la naiba. Ăsta e singurul diamant pe care l-am? Nu pot să cred. Cred că mai știu pe unul, mai sunt niște diamante. Ia să vedem dacă am pus aici. Da! Mi-am făcut și eu din acel Shadow Iron pe care l-am luat din Nether data trecută. L-am pus la... l-am macerat aici. L-am pus după aia la topit un pic așa de tot, numai că să fie bine. Dacă nu mă înșel eu din treaba asta, putem să facem noi, printre altele, și o găletuță. Este! Asta ne doream foarte, foarte mult. Ăsta sunt de acolo. Pot să le pun aici? Da, pot să le pun. Hai să ne facem și un târnăcop. Ce, Doamne, iartă-mă. Să fie aici târnăcop făcut. Eventual și un pic de lemn. Tăc-tăc. Trebuie să ne mișcăm repede astăzi, pentru că vreau să ajungem taman în Nether. Am la mine pătuțul. Hai să ne ducem să prădăm diamantele alea de care știm noi acolo. Se pare că am mai văzut în groapa făcută de Titel niște diamante, dar nu bag mâna în foc, așa că mai bine mă duc unde știu sigur că sunt niște diamante. Poate că ar fi inteligent din partea noastră să... Opa. Poți dorm? Este... poate că ar fi inteligent din partea noastră să facem... să începem puțin cu Darkcraft. Ca să beneficiem de... zimei. Enchanturile de acolo. Darkcraft ne poate da, dacă suntem noi suficient de îndrăzneți așa, ne poate da un Fortune 4. 4, fraților, țineți minte, 4. Iete că ajuns să răm. Hai că știu că erau pe aici niște diamante. Da, hai să le luăm, că n-am. 1. 2. 3, gata, numai 4 mi ajungă. Acum sper eu că mai am pe acolo pe undeva niște obsidian. Dacă nu ne ducem repede cu Titel și mai luăm niște obsidian. Mă, nu știu ce m-a luat. Gâtul ăsta nenorocit îmi face probleme permanent. Anul trecut cred că am răcit de 3 ori într-o iarnă. Și până acum anul ăsta am răcit deja 2 ori. Deci e timp. Mama e de imunitate. Așa, pe aici am mai lăsat eu ceva? Nu. Nu. Mi-a rămas în cap... Bine, nu ca știi versurile, dar mi-a rămas în cap... linia muzicală, așa. De la Hobbit. When mountains something something, că bineînțeles că nu știu versurile. La, da, 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 da. Las, mai bine nu, că se înregistrează și da, rămâne pe bandă. Ce curăm noi cu ăștia? Vrusărăm noi să facem ceva interesant. Bineînțeles că n-am suficient. Bă, n-am suficient din astea, sunt de acord. Dar parcă ține-o minte. Am luat la un moment dat o cantitate nesimțită de cărți. Ce-i fi făcut eu, mă, cu ele? Le-am lăsat oare acolo? A, uite-le, mă. Așa, mă, tată, mă. Bun, lemn să ne ajungă, perfect. Hai să vedem, să facem niște. Nu. Au, Doamne.
Serios? Mersi. 40 o fi bine, mă. Nu știu dacă o fi bine, vedem pe parcurs. De unele luăm, noi le luăm de aici de la lemne. Bun, acum trebuie să ne ducem cu titel și cu un pic de apă. Perfect, să ne ducem să mai luăm niște obsidian. Stați așa, să pun asta aici. Unde mi-e butonul de sprint, mă, fraților, mă. Abia aștept să vă arăt zi mai o fermă de lemn din Mine Factory. De ce am nu că m-am prostit. Stați așa că m-am prostit. Trebuie să mă duc în cealaltă dimensiune. Că nu face și noi casa asta oare? Aha. That's the way, aha, aha, I like it, aha, aha, lava, lava, lava. That's the way, aha, aha, I like it, aha, aha. Titele, tată, cum să te punem noi pe tine, mă? Deci te-am pus acolo, hai să vedem, hai să vedem așa. Mi se pare mie să ai puțin lag. Ia să te vedem, doamne, aici cum te descurci. Of, 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 of. E bine că e ultima bucată de lavă, sper, vreau să cred. Nu. Bun. Avem, oho. hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Eu sper din tot sufletul să putem face treaba asta, dar vom vedea acum dacă ne iese sau nu. Pot să te fac eu pe neva de pe aici, fără să am probleme. Mă, ce mi-a rămas în cap melodia asta, mă, fraților? Da, scuze, da. Am nevoie de două cărți. Ta-ra-ra-ra. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Ta-ra-ra-ra. O fi suficient? Nu știu, hai să vedem. Sper din tot sufletul că nu auziți cățelul de afară care simte nevoia să latre în fiecare dimineață. Ba, cred că l-auziți. Cer scuze de pe acum. De fapt, trebuia să-mi fi cerut scuze de mult, că cred că s-aude de mult timp. Nu aici, hai să te băgăm noi pe tine aici. Pac. Și acum rugați-vă de un Infinity, dacă nu ne iese din ăsta... Băgăm până ne iese la Infinity. Punch 1. Pe aproape. Bun, dragii mei, cred că vă dați seama ce urmează în continuare. Băgăm noi aici fain frumos pe titel al nostru. Și îl punem să-și facă treaba până facem rost de încă 30 de niveluri. Bun, dragii mei, hai că am făcut și nivelul ăsta. Mă, dar
Am dat eu sonorul la minim? M-am băgat aici la... la ascunzătoare. Nivelul 30. Bun, hai să ne mai încercăm o dată norocul. Mă mai uitam prin diferitele posibilități de enchant. Power 4, off la naiva. Da. Nu mă las până nu fac un infinity pentru că nu am materiale necesare ca să fac frumusețile astea. N-avem de niciun mod, de niciun fel. Uite, bă, niște bun, putem să facem din Chocobo. Foarte tare. Și cât flint avem noi? Nu prea avem flint. Nasol. Bun. Ne băgăm la loc. Ne băgăm la loc în ascunzătoare până mai facem iarăși 30 de niveluri. Aoleu, mă, fraților, mă, plecai 5 minute aici de lângă tastatură. Eu nu mi-aduc aminte astea să fi fost goale pe aici, dar mă rog, doamne. What? Ce? Stai așa, nu am nevoie de sabie, poate? Și asta, și asta. Da, cam asta, ia. În primul rând că e întuneric afară. Red Shoe Jelly din Darkcraft. Sure. Întrebarea este dacă... Aoleu, întrebarea este dacă pot să dorm. Nu pot să dorm momentan că vine asta. Hai că știu sigur că pot să dorm în timpul liber când nu vine ăștia deloc. 50 de niveluri. Wow, să mi-am ce să aminte să nu mai stau atât de mult AFK. Bă, ești nebun. Așa, și acum... Ia. Rugați-vă să nu pice vreun creeper peste noi pe aici. Hai, creeper, 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 creeper. Nu că sunt pățit cu creeperii. Ia să vedem cât de catastrofală este situația aici cu cutia noastră. Băi, e chiar ok. Am modificat filtrul ăsta în ideea că știam că o să stau ceva mai mult de partea de tastatură. Ia uite aici, nu mai avem. Am modificat filtrul ăsta ca să nu mai ocupe spațiu cărțile și poțiunile astea. Eu zic că ne-am descurcat super, super bine. Hai să vedem, poate avem noroc de data asta. Doamne, tu ce ești, mă? Ești... așa. Bun, perfect. Ne mai uităm de un creeper pe aici, ceva? Nu? Ok, trebuie să mă uit să văd ce se poate face cu treaba asta. Red Producer Hearts. Aha, am înțeles. Chestii șmechere și interesante. Infinity! Infinity! Asta e! Atât! Doamne. Am răgușit un pic așa. Nu știu dacă vă dați seama. Bun, ce mă interesează cu Infinity-ul? Primul rând că nu am suficient fier. Nu am deloc fier. Ca să-mi pot face o nicovală. Aș vrea acest Infinity să-l păstrez cât mai mult posibil. În al doilea rând vreau să mă asigur. N-am nicio săgeată la mine, da? Sunt curios dacă pot să folosesc Infinity fără săgeția. Bun, ok. Deci am nevoie de cel puțin o săgeată la mine în inventar, da? Hai să vedem cum face rost de treaba asta. Păi,
Dai că iau un asta de Chocobo, că momentan avem nevoie de ele. Un flint and steel am zis de aici. Și un băț din care avem suficiente. Param, 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 param. Așa, și pe asta, nu știu, le punem noi pe aici, poate. Power 4 și Punch 1. Mamă, dacă am avea o nicovală să le combinăm. Uhuh. Da. Ia să vedem ce mai putem lua la noi când ne ducem în Nether. Cred că suntem ok momentan, cel puțin cât de cât, aproximativ, da. Nu prea ducem bine cu armura. Avem altă posibilitate pentru armura? Pa, 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 să facem din asta, așa. Hai să vedem, domne. Hai să... Pui mie ce să facem. Și asta pieptul când o fi să fie. Hai să punem pe tine aici, în felul ăsta. Da. Bun, hai să mergem. Știu ce mai vreau. N-am avut-o mai. O am la mine. Ok. Deci avem totul la noi, este în regulă, este ok. Hai să mai luăm un stack de pietruială. Mă, aici totul mai e în regulă, nu? Sper, vreau să cred. Wow, ok. Și să mergem, oameni buni, în speranța că ne facem și noi rost de un spawner de blazuri. Ăla sper că e un nor, da? Mi-am pus spawn-ul aici, în Nether. Spawn Nether. Ok, perfect. Bun. Uai de mine! What the f... Vai câta tarantula! 50 viață, 50 viață, oameni buni! Dar din punctul meu de vedere pot să mori astăzi, mai repede. Așa, și bineînțeles că apar de aia mici după aia. Poate avem noroc la zi. Bun, ok, să o colim că n-am la mine starea de spirit necesară. Trebuie să fim foarte atenți, ok. Mai furăm din astea pe parcurs. Că văzurăm că ne ajută și că e de bine. Pig Iron, Nether Ores. De nu trebuie să ne atingem de tot ce înseamnă Nether Ores, da? Dacă nu, cumva vrem să ne luăm rău de tot. Ne ducem în direcția cea bună? Nu, bineînțeles că nu ne ducem în direcția cea bună. Ne ducem fix în direcția opusă. Puști, puști, puști. What the? Un Hecate? De ce m-a dat aici? Your home bed was missing or obstructed. No, it wasn't. My home bed was... Unde am dormit ultima dată? Am dormit în... zi, măi. De ce ui fi spart asta? Nu știu. Ultima dată am dormit în pătuțul de la căbănuță. Deci n-avea de ce să zică, numai dacă nu cumva pătuțul nostru portabil de la Open Blocks nu face ceea ce trebuia să facă. Și anume să-ți permite să dormi fără să... Puc, puc. Fără să seteze spawn-ul. Fără să-ți mute spawn-ul.
Și o altă chestie ciudată este că am 11 niveluri. Mi se pare normal, trebuia să am 0. Ok. Chestii ciudate se întâmplă, oameni buni. Chestii ciudățele. Ok. Rugați-vă să mai fie toate chestiile noastre acolo, că dacă nu, disper. Cel mai mult sper să nu le fi luat vreun pigmen. Aia e dorința mea cea mai mare. Om trăi și om vede. Hai să luăm ceva de mâncare de pe aici, dacă tot... Pam, 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 pam. Poți să-mi iau sabie la mine? Dă-mi, te rog, un băț și cu două bucăți de piatră. Shift, click, click. Ei, haide, haide. Ia să vedem, hai. Rugați-vă, rugați-vă să mai fie lucrurile mele acolo. O altă chestie pe care ar trebui să o fac și eu să-l fac mai repede ar fi să fac scara asta din pietruială. Băi, îmi pui mei de hecate, frate. Mamă, ești nebun, m-a lăsat cu jumătate de inimă, jumătate de inimă. Puii mei! În schimb, e bine, vedeți și voi că ne... Mor, mor, mor! Ok, ne încercăm norocul a doua oră. Buba la hecatele astea e că devin invizibile. Inițial când vârstea tace, devin super extra ultra invizibile. Particles all. Da, dar nu mă ajută tot timpul. Nu știu, nu știu. Oricum m-am luat și un târnă acop la mine ca... Uaa! Who the hell are you? Serios, acum mai nou se spunează și scheleți? Ok. Mi-e frică. Am luat tot? Am luat tot? Nu știu, să sperăm. Mă interesează arcul meu. Arcul cu Infinity. Ok. În ce direcție am zis? În direcția aia am zis. Nu! Mor! Mor! Cum poate să fie atât de greu un nether? Niciodată n-a fost atât de greu un nether! E bine că măcar ne-am schimbat spawn point-ul. Ah, Doamne Dumnezeule! Blesteme, blesteme! Așa mă, mor mă! Una că ne-am întors, numai că acum avem păianjeni! Nici nu mai știu unde ar trebui să fie... Unde e aia noastră? Frate, deci pe jos ai poison, iei flăcări, pana mea! Uite acolo, uite-o! Buști! Buști! Oh, cum să mă dau eu, mă, sunt trei păianjeni de-ai mari, mă, fraților, mă. Ia, te pică ceva de pe acolo, un zombie pigman. Oh.
Nu știu, nu știu, hai să ne încercăm norocul intrând și ieșind la loc din portal. Că nu știu, n-am altă soluție în momentul de față. Pentru Păianjenia 3, deși s-ar putea să-mi fac și mai rău, că s-ar putea să apară Hecate. Au dispărut doar ca și randare sau... Au dispărut? Se pare că da, un firebat-ul este ultima mea problemă în momentul de față. Ba nu, tot acolo sunt. Și mai e și ăsta micu. Ok, hai, repede. E bine că măcar nu mai avem problema zi, despawnării. Asta e super bine. Dar acum avem problema Nether-ului în pâinii mei. Deci nu pot să cred niciodată în Nether-ul n-am avut așa probleme în halul ăsta. Mama ei de ars magica, fraților. Două pâinici să fie, hai. Țineți în pumni. 3 Hecate, acum 3 păianjeni imenși. 50 de viață la un păianjen, 50 de viață. Și nu numai 50 de viață la un păianjen, dar și după aia păianjeni mai mici care ies din acel păianjen. Imens. Tot acolo sunt, mă. Dar nu puteți voi să vă luați un zombie pigmen așa, nu știu, zic și eu, ca idee. Ca să vă atace restul de zombie pigmeni. Uite cât sunt. Luați-vă de ăștia mici. Nu? Deci, vă sper că realizați faptul că în momentul de față nu mai vorbesc. Altă soluție n-am. Și datorită faptului că asta e soluția pe care o adopt, buba este că nu o să se prea vadă în camera. Lavă. Astăzi. Mulțumesc. Ui, fi ajuns mă acolo. Stați așa, că putem să vedem pe hartă. Player des, asta e ultima, da? Cam pe aici pe undeva. Ia uite-l. Dar nu pot să-mi accesez și eu... Zi. Tu ce mai ești, mă? Ăsta-i piciorul de la un alt păianjen? Și dacă mă duc așa, veniți după mine? Da, mă urmăresc. Cât de creepy poate să fie. Deci nu pot să mai accesez cumva.
ce fac, ce fac? Nu mă, hai mă, serios! E plin, e plin de jur împrejur de amărâtul ăsta de vulcanite care îți dă foc. Nu știu ce să-i mai fac. Mama ta de gast. Ăsta nu vreau să mai iau de aici să-i omor, că ăia mici s-ar putea să fie suficient de mici ca să intre în gaura asta. Pot să... Pot să fac ceva de genul... Ce-am luat? Am luat un nederac. Nu! Bă, oameni buni! Da, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Oh, mamă, 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 ce asta, frate, ce asta verde? Creeper Heart, mă bucur că e un Creeper Heart. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să lăsați un like. Să ridicați un mânuță sau să lăsați un comentariu. Crăciun fericit, oameni buni. Sărbători fericite, la mulți ani. Da. Nu știu ce să mă fac. O mare, nu știu dacă mare rugăminte sau cum să-i zic la voi, eu nu o să mai pot pune episoade joi și vineri. Mi se pare că mai am suficient material pentru seria în engleză ca să pun un mic episod joi, parcă s-ar putea să mă înșel. Așa, dar pentru seria în română știu sigur că acesta va fi ultimul episod pe această săptămână. Nu știu cum, ideea este că trebuie să ajung la părinți și cam nasol cu înregistratul și cu toate astea. Dar o să încerc să, de îndată ce ajung înapoi acasă, să continui pentru voi. Bun. Încă o dată, Crăciun fericit, distrați-vă, mare atenție cu sarmalele, da? Haideți să nu facem, să nu exagerăm. O sarma, două acolo, așa merge, dar nu prea multe. Bună seara, București, bună seara, România, pe data viitoare.